o sanale pentru Viorica Dăncilă pe paginile de internet ale agenției Sputnik, agenția de propagandă a Kremlinului. Titlurile de ieri sunt mai mult decât elogioase la adresa prim-ministrului român. Viorica Dăncilă, lecție de demnitate în Parlamentul European. Le-a rupt gura, scrie agenția de stat rusă, care apreciază printre altele că prim-ministrul român ar fi trimis de la început parlamentarii europeni în corzi. Nu am venit să dau socoteală. Cităm în continuare din articolul Sputnik. A fost poate cel mai bun discurs ținut de un politician român de la tribuna legislativului Europei, având chiar valențe epice, iar ca fundament propoziție Cer respect pentru poporul român. Tot în articolul de ieri Sputnik mai scrie. În final, premierul României le-a mai dat o ultimă lecție celor ce vor ca România să fie o colonie. Vrem să vă fim parteneri, dar vrem să vă fim parteneri egali, a încheiat Viorica Dăncilă discursul care a uimit Parlamentul European. Un alt articol al agenției Sputnik se intitulează. Viorica Dăncilă revine. Rafale nimicitoare pentru atacatorii României. Sunt praf. Fără să exagerăm, putem spune că replicile premierului român au fost nimicitoare pentru adversari, notează agenția rusă de propagandă. Sputnik mai consemnează că Dăncilă le-a dat o oficialilor europeni mai multe palme de fier învelite în catifeaua unui limbaj ales, politicos, și concluzionează că discursul prim-ministrului român ar fi fost o lecție de comportament, de demnitate și de logică politică. Tot ieri, Sputnik a publicat o pretinsă analiză intitulată Ro-exit, dezastru sau eliberare, concluzionând că ieșirea României din UE nu ar fi poate o mare nenorocire nici pentru noi, nici pentru occidentali. Agenția Sputnik, finanțată de statul rus, are drept obiectiv autostabilit să lupte împotriva propagandei agresive a Occidentului și să ofere o interpretare alternativă evenimentelor din lume.